În ziua 20-a a lunii ianuarie, pomenirea preacuviosului părintele nostru Eftimie cel Mare. Acest preacuvios, părintele nostru Marile Eftimie, a trăit în vremea împărăției lui Teodosie cel Mare, ajungând până în zilele lui Leon împăratul, și era de neam din Meletina, mitropolia Armeniei, din părinți binecredincioși Pavel și Dionisia, născut din făgăduință ca Marele Ioan Botezătorul, purtând numele de veselie, că Eftimie veselie înseamnă. Pe acesta, după moartea tatălui său, mama sa l-a încredințat fratelui ei, care era preot, iar acesta l-a dus la casa episcopului Armeniei, care l-a crescut cu dragoste și cu dascăl de seamă, rânduindu-l pe copil printre slujitorii bisericii după puterile sale. Și deprinzând binele Sfinte Scripturi, viața curată și toată învățătura credinței poruncită creștinilor de Mântuitorul Hristos, la vreme potrivită a fost făcut preot, iar episcopul i-a dat în seamă grija mănăstirilor și ascheturilor din toată mitropolia Armeniei. Deci, fiind el de 29 de ani, s-a dus la Ierusalim și, închinându-se la locurile sfinte, s-a sălășluit acolo, aproape de Ierusalim, într-o mănăstire numită Fara, unde a cunoscut pe cuviosul Teoctist, prietenul său, de viață și de gând, fiind unul cu altul ca un singur suflet în două trupuri. Și înțelegând ei că nu pot fi izvor de har pentru alții, decât sfințindu-se mai întâi pe ei înșiși, au alergat împreună la adâncul însingurării de lume, căutând să se facă ei mai întâi plăcuți și de aproape lui Dumnezeu. Drept aceea, după 5 ani, au ieșit din Fara și au mers de s-au sălășluit într-o peșteră din râpa unui munte din pustie către Iordan. Și au locuit acolo mulți ani, în viața aspră de sihaștri, necurmat, trundindu-și trupul și dorind în liniște a vorbi cu Dumnezeu prin rugăciune, aducând astfel sufletului lor hrana cea duhovnicească într-o răbdare, în bunătate și în gândul cel smerit al inimii. Și din petrecerea aceasta a primit Marile Eftimie de la Dumnezeu darul Sfântului Duh, darul facerii de minuni și al prorociei. Deci, când a binevoit Dumnezeu, au fost descoperiți de niște ciobani și au început a veni la ei mulți care se lepădau de lume și au întemeiat mănăstire de obște și lavră de sihaștri, că mulți, auzind pe fericitul Eftimie, nu voiau să se îndepărteze de locul unde era el. Și mulți îl slăveau și îl împresurau, iar bolnavii așteptau tămăduire prin trânsul. Și el aprig dorea puterile lui Dumnezeu prin liniștea rugăciunii în pustie. Drept aceea, luând pe ucenicul său Domitian, a ieșit din chilia sa și a venit în munții dinspre Marea Moartă și, găsind o fântână cu apă, a ridicat chilii și a rămas o vreme acolo. Dar și acolo, văzându-se împresurat de mulțime, s-a întors la chilia sa, la Ava Teoctist, și petrecea în pustie toată săptămâna, iar sâmbăta și duminica se întâlnea cu cei care îl căutau,
și multe fapte și semne minunate a lucrat Dumnezeu prin trânsul, cum arată pe larg viața lui. Și era cunoscut și cinstit Efimie de cei trei mari îndrumători ai vieții pusnicești din Țara Sfântă în vremea lui, Sfântul Simeon Stâlpnicul, fericitul Sava cel Sfințit și Sfântul Teodosie. Și toți patru apărau dreapta credință împotriva rătăcirilor din vremea aceea. Iar fericitul Efimie a întors la dreapta credință până și pe împărăteasa Evdochia, care căzuse în rătăcirea lui Eutihie. Și s-a sfârșit acest sfânt părinte prorocind că doi din ucenicii lui, Elie și Macarie, vor fi patriarhii Ierusalimului, lucru care s-a și întâmplat întocmai. Și n-a căutat niciodată vreo mărire omenească, ci toată viața a rămas un simplu iubitor de străini și un îndrumător de sihaștri. Deci acest fericit, ajungând la 97 de ani, a răposat întru Domnul, în zilele împăratului Leon cel Mare. Într-o această zi, cuvânt din viața Sfântului Eftimie. Sfântul Părinte Efimie cel Mare, fiind în lavră, în multă lipsă, pentru că toate le împărțea în milostenii, răbda sărăcia cea pentru Domnul împreună cu frații. Deci s-a întâmplat că 400 de oameni, pogorându-se de la Ierusalim spre Iordan, s-au abătut în dreapta și au venit în lavră, ca să se arate fapta cea bună a Sfântului și darul cel dat lui de sus. Și văzându-i, bătrânul a chemat pe Domitian și a zis: pune înaintea oamenilor acestora să mănânce. Iar el a zis: nu are chelăria, cinstite părinte, ca să sature nici 10 oameni, deci de unde am să dau pâine la atâta mulțime? Iar cuviosul Efimie, plin de darul prorocesc, a zis: mergi și fă precum ți-am zis, că acestea, zice Duhul Sfânt, vom mânca și le va prisosi. Deci, ducându-se Domitian la chelăria cea mică, care se cheamă cămară de pâine, unde fuseseră doar puține pâini, acum n-a mai putut deschide ușa, că prin dumnezeiască binecuvântare, chelăria era plină până sus, cât se vărsau pâinile afară din chelărie, și neputând deschide, a chemat pe unii din părinți și au scos din țâțâni ușa. Asemenea și la vin și la un de lemn, aceeași binecuvântare s-a făcut. Și au mâncat și s-au săturat și până la 3 luni n-a putut să așeze ușa chelăriei, că precum Dumnezeu n-a contenit a izvoră vadra făinii și ulciorul cu un de lemnul văduvei cele iubitoare de străini, prin glasul prorocului, în același chip, cu adevărat, și dumnezeiescului acestui bătrân, pentru o sârdia iubirii de străini, o dăruire de opotrivă, întocmai i-a făcut. Iar Domitian, minunându-se, s-a aruncat pe sine la picioarele bătrânului, rugându-se a lua iertăciune, ca unul ce oarecare împotrivire omenească pătimise. Și ridicându-l pe dânsul, bătrânul i-a zis: fiule, cela ce seamnă în binecuvântare, în binecuvântare va și secera. Deci iubirea de străini să nu o uităm, pentru că prin aceasta, precum zice apostolul, neștiind, unii au găzduit în loc de străini pe îngeri,
și cotează că dacă voi și cei împreună cu voi veți sluji după vrednicie, pe toți cei ce vin la voi, străini și frați, primindu-i cu credință, nu va părăsi Domnul locul acesta, de acum și până în veac, că o jertfă ca aceasta îi place lui Dumnezeu. Într-o această zi, cuvânt din viața Sfântului Eftimie despre ascultare. În lavra Sfântului Eftimie era un econom care se nevoia să câștige cele de trebuință pentru obște și a câștigat astfel încă și dobitoace spre slujirea părinților. Și era în lavră un călugăr de neam din Asia cu numele Auxentie și fiind el rugat de econom să ia slujba dobitoacelor, pentru că era priceput la această slujbă, nu a primit. Deci, neascultând pe econom, acesta a făcut pe Ioan și Chirion preoții să-l roage pe Auxentie să primească slujba. Iar el nici la rugămintea acestora nu s-a plecat. Și venind sâmbătă, a arătat economul bătrânului stareț cele despre Auxentie, căruia, trimițând și chemându-l, i-a zis: Marele Eftimie, ascultă-ne pe noi, fiule, și primește slujba aceasta. Iar el răspundea: Nu pot, cinstite părinte, că trei pricini mă opresc pe mine a primi această slujbă. Întâi, neobișnuința cu locurile de aici și neștiința limbii, al doilea, frica desfrâului și al treilea, ca nu cumva prin această slujire să nu mai pot sta liniștit în chilie. Iar marele Eftimie a zis: Ne rugăm lui Dumnezeu să nu fii vătămat de niciuna din acestea. Ascultă deci pe Domnul care a zis: Nu am venit să fiu slujit, ci să slujesc eu, și nu fac voia mea, ci voia Tatălui, celui ce m-a trimis pe mine. Acestea zicându-le și lăsându-l la voia lui, Auxentie n-a ascultat. Atunci, răstindu-se pe blândul Eftimie, a zis: Noi, fiule, te-am sfătuit, ceea ce socotim ați fi de folos, dar tu, rămânând la nesupunere, vei vedea acum care este plata neascultării. Deci îndată Auxentie, fiind cuprins de un tremur nefiresc, a căzut la pământ, iar părinții cei de față rugau pe bătrân pentru dânsul, iar starețul a zis către dânsii: Acum, înaintea ochilor voștri, s-a împlinit cuvântul prorocesc care zice: Tot cel rău ridică cuvântul împotrivă, iar Domnul trimite asupra lui înger nemilostiv. Și fiind și mai mult rugat de părinții, prea milostivul bătrân l-a apucat de mână pe Auxentie și l-a ridicat și pecetluindu-l cu semnul crucii, l-a făcut sănătos și s-a rugat atunci Auxentie de iertăciunea greșelilor celor din trecut și pentru întărirea față de cele viitoare. Iar Sfântul i-a zis lui: Mare este plata supunerii, de vreme ce Dumnezeu mai mult voiește ascultarea decât jertva, iar neascultarea moarte lucrează. Și făcând rugăciune pentru dânsul, l-a binecuvântat. Și așa Auxentie a primit slujba cu tragere de inimă și cu bucurie. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre faptele cele fără milostenie și fără dragoste. Mers sau odinioară trei frați la schit, la un bătrân sfânt. Și a zis lui unul dintre ei:
Am învățat, părinte, testamentul cel vechi pe de rost. Și a răspuns lui bătrânul: ai umplut văzduhul de vorbe. Al doilea a zis: eu mi l-am și scris, testamentul cel vechi și cel nou. Și a zis bătrânul: tu ai umplut ferestrele de hârtii. Iar cel de-al treilea a zis: și mie mi-a crescut mușchi pe vatra focului. Și bătrânul i-a zis: și tu ai gonit iubirea de străini de la tine, dar de voit să vă mântuiți, dragoste către toți să aveți și de milostenie să purtați grijă. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.